Bună seara, bun găsit la Metropolis. Pe plan politic s-au mai așezat puțin lucrurile. Ne întoarcem noi puțin timp de o oră pe segmentul imobiliar să vedem cam cum stau și la acest capitol lucrurile. Spunem noi că s-au mai liniștit probabil dinaintea furtunilor ce vor urma să vină pe plan politic și toate alegerile, pentru că vom avea parte de ceva tulburări pe zona imobiliară, vorbesc. Până atunci vreau să deschid repede cu principalele subiecte ale zilei din zona imobiliară și anume despre posibila transformare a gării de nord care ar putea începe anul acesta cu un mall în gara de nord. Am tot văzut construcții de milioane și milioane de euro, dar s-ar putea să facă și un mall în cinta gării de nord, precum orașul Poznan, un oraș secundar de 4 ori mai mic decât Bucureștiul, situat undeva în partea central-vestică a Poloniei, au reușit să facă în interiorul gării de nord un centru mare comercial și astfel a devenit un adevărat obiectiv turistic și comercial. Pe cât este de posibil acest lucru și la noi, n-avem de unde să știm. Undeva prin anul 2011 au semnat chiar și un memorandum între Ministerele Transportului din România și Belgia, ce prevede cooperarea și îmbunătățirea căilor de transport de la noi. Evident, nu s-a concretizat nimic, dar acum se spune că e posibil ca anul acesta să se înceapă aceste lucrări. Sunt promisiunile dinaintea alegerilor, bănuim. Vreau să vă zic despre Brico Store, transformat recent în Brico Depot. O tranzacție de 75 de milioane de euro a fost făcută anul acesta și astfel magazinele Brico Store au devenit Brico Depot și au ieșit pe piață cu noi promisiuni și astfel că au dat deoparte resurse pentru 50 de noi magazine, 50 de noi reprezentanțe ce vor fi construite recent. O altă tranzacție care ne-a atras atenția și tuturor ne-a atras atenția această tranzacție pe industrie, industria profilelor de PVC și anume grupul Ghealan cumpărat de rivalii de la Veca. Producătorul german de profiluri PVC pentru ferestre și uși Veca a achiziționat operațiunile din Europa ale grupului german Ghealan, care de asemenea produce profilul PVC și are și o fabrică la noi în România. Veca are peste 3600 de angajați în 25 de subsidiare pe 3 continente, iar cifra de afaceri din 2013 a companiei a fost de 793 de milioane de euro. După achiziția grupului Ghealan, cifra de afaceri va depăși 1 miliard de euro, iar numărul de angajați va crește cu 1150. Pe piața din România, poziția celor două companii este inversată, însă Ghealan fiind pe primul loc și fiind cea mai puternică firmă, iar de cealaltă parte Veca pe locul 2. Așadar, o mare tranzacție în industria construcțiilor, în industria profilelor de PVC. Vreau să vorbesc puțin și despre prima casă, noua casă. Nu o să avem timp să trecem prin toată istoria și toată povestea de la baza acestui subiect, dar un lucru este clar. Cum îi afectează pe cumpărători toată această poveste? La sfârșitul anului 2012, reprezentanții guvernului, pe atunci membrii și cabinetul USL, își anunța intenția de a transforma programul Prima Casă în Noua Casă, prin care beneficiarul unui credit co-garantat de către stat să poată achiziționa doar unități locative nou construite. În condițiile în care mai bine de un an de zile lucrurile au fost lăsate baltă, nimic nu s-a concretizat până la urmă, Noua Casă este privită din nou cu mult scepticism din partea industriei. Dar impactul programului Noua Casă, dacă acesta ar deveni realitate, ar da peste cap piața apartamentelor vechi și va fi afectat atât volumul de tranzacții, ceea ce ar duce la o scădere semnificativă a prețurilor. Cei care acum se gândesc la achiziția unei locuințe vechi vor fi nevoiți să se orienteze către una nouă, pentru că astfel vor trebui să achite un avans minimum de 15% pentru creditele în lei sau de minimum 25% pentru împrumuturile în euro din valoarea totală a imobilului. Este o întreagă poveste aici, pentru că totodată scăderea volumului de tranzacții cu apartamente vechi ar putea avea repercusiuni asupra pieței rezidențiale noi și asta pentru că foarte mulți cumpărători de blocuri noi au de obicei la vânzare un apartament vechi. Vând apartamentul vechi pentru a-și cumpăra unul nou, ceea ce iarăși poate fi o altă problemă. Dacă de ceva vreme se pare că vecinii noștri bulgari și greci ne cam bat la oferte, e bine, anul acesta noi sunt sigur că o să ne luăm revanșa așa ușor-ușor și cu colegii plănuim în scurt timp să vă prezentăm investițiile care au fost făcute pe litoral. E drept, au fost ele făcute mici, dar sunt niște oameni care au construit locuri bune de cazare pe litoral. O să vi le prezentăm și noi la Metropolis și cam care este stadiul la început de sezon 2014 în construcții pe litoralul românesc. Dar până atunci,
prețurile locuințelor pe insulele grecești mai ieftine cu aproximativ 40-50, ba chiar 60% pe anumite țări față de anul 2008. În cazul proprietăților mari sau locuințelor de lux, proprietățile sunt mai mici cu 40-60%, vă spuneam. De exemplu, în Mykonos prețul pe metru pătrat a scăzut de la 4.500 de euro la 3.000 de euro, iar în Santorini de la 5.000 de euro undeva la 3.300 de euro pe metru pătrat. În Paros de la 3.000 de euro la 2.000 de euro, ori în Hidra de la 3.500 la 2.500 de euro. E, la noi pe litoral prețurile sunt puțin mai jos, deci ne permite să construim mai bine ca ei. Cei mai mulți investitori sunt interesați de cumpărarea de terenuri pentru dezvoltarea de noi proiecte, atât pe segmentul rezidențial, cât și pe zona turistică. Cum vă spuneam de ce investim și noi, investiții tot avem și se vor face și anul acesta. Un alt subiect care ne-a tras atenția pe zona imobiliară nu vine de la noi din București, din zona centrală, ci vine tocmai de la Cluj, unde finanțatorul echipei de fotbal Arpad Pașcan își vinde toate activele imobiliare din țară. După ce recent a vândut și cele două televiziuni pe care le avea la Cluj, omul de afaceri s-a gândit să-și vândă și toate activele și să se mute în Dubai pentru a reinvesti banii în industria imobiliară din Dubai. El susținând că Dubaiul este noua destinație de business a oamenilor de afaceri care vor să investească în imobiliară având active lichide și dacă după o lună de zile proiectul nu mai este pe placul lor, ei se pot retrage și pot reinvesti banii în alt segment, proiectul respectiv va fi vândut cu ușurință. Deci el acum, nu știu ce are în cap să facă, dar după cazurile și toate arestările din domeniul fotbalistic, bănuiesc că este puțin vizat de procurori, așa cum surse din piață spun acest lucru, și astfel și-ar fi vândut toate aceste active și toate afacerile din țară să evite probleme. Vreau să vorbesc puțin despre tendințele anului 2014, la modul general vorbim de tendințe și aici, atât despre tendințele în instalații și automatizări, cât și despre tendințele de bucătărie. Se spune că în bucătărie petrecem 60-70% din timpul nostru într-un apartament sau într-o casă, nu are importanță unde, dar cum arată bucătăria minimalistică? Pe asta o să mergem noi puțin astăzi undeva spre sfârșitul emisiunii, pe stilul minimalist al unei bucătării de lux. Cât costă o bucătărie? Cum se amenajează? În ce direcție trebuie dusă această bucătărie în stil minimalist? O să vedeți undeva pe partea a treia a emisiunii, dar până atunci vreau să vă spun despre instalații și automatizări. Recent am fost la un eveniment undeva la ieșire din București, la un showroom de mobilă, unde am văzut cele mai recente noutăți și servicii produse în domeniul instalațiilor termice, electrice și sanitare și sisteme de automatizare. Ce înseamnă asta? Că ești undeva acasă, te trezești, iei telefonul sau tableta și începi. Îți reglezi temperatura în casă, îți coordonezi jaluzelele exterioare, interioare, îți stingi luminile dacă vrei, îți apinzi ce lumină vrei tu și așa mai departe. Toate aceste sisteme au fost prezentate și vi le prezentăm și noi chiar acum. O să urmăriți un material cu cele mai noi tendințe în 2014, după care ne întoarcem. Cele mai recente noutăți, servicii și produse din domeniul instalațiilor termice, electrice și sanitare, sisteme pentru automatizări de locuințe, dar și soluții noi, simple, în utilizare și intuitive, au fost prezentate săptămâna trecută în cadrul unei expoziții organizată în parteneriat cu Amber Technologies, Nexus Domotica, Alpha Spa Invest, Varoval Group Construct și Edil Camin. Ne-a venit ideea acestui eveniment care face parte dintr-un șir de evenimente lunare, toate pe tematici diferite legate de segmentul de amenajări case, bineînțeles, pentru că există o cerință pe piață din partea clienților de a găsi produse și servicii pe segmentul nostru, pe segmentul de lux, toate în același loc. Vinde segmentul de lux, încă merge? Noi ne place să credem că este singurul care mai merge în această perioadă. Și atunci și merge și mai bine dacă ne ținem toți partenerii alături și colaborăm împreună, oferindu-i clientului final niște servicii și produse la cheie. Aici vorbim de mobilier și de celelalte accesorii și finisaje pe care le folosesc atât constructorii cât și consumatorii. Sigur că da, aici vorbim mai mult decât atât, vorbim de lucrări de la faze de proiect
trecem la parte de construcții, ajungând la segmentul de instalații pe care îl promovăm în această seară, bineînțeles parte de amenajări interioare și mai târziu la partea frumoasă mobilier și tot ce însumează decorațiunile unei case. Se poartă foarte mult sistemele de automatizare, tocmai în ideea că am evoluat foarte mult din punct de vedere tehnologic și se simte asta și pe partea de amenajări case. Prețurile anul 2014 comparativ cu 2013 s-au ajustat puțin prețurile pe segmentul de lux? Tocmai aceasta este și ideea soluțiilor la cheie. În momentul în care avem un proiect și lucrăm pe tot ce înseamnă produse și servicii în acea casă, putem să oferim și niște prețuri foarte ok, rezonabile în ceea ce privește serviciile de lux. Cel mai important e ca în fiecare spațiu pe care ni-l dorim climatizat să avem o instalație de climatizare. Dacă vorbim, de exemplu, de un living și un dormitor, investiția poate să ajungă undeva în jur de 5.000-6.000 de RON. Pentru echipamente high-end, cu un design plăcut și cu o eficiență energetică sporită. Chiar dacă vorbim de un echipament de lux, vorbim și de niște prețuri adaptate pentru piața noastră și care să poată fi suportate de cei pe care și le doresc. Vizitatorii au făcut cunoștință cu ultima generație de sisteme de aer condiționat, dar și cele mai high-end branduri de sisteme de sonorizare, echipamente video, interfonie și alte dispozitive inteligente și au avut posibilitatea de a verifica eficiența și funcționalitatea produselor de ultimă generație din sfera automatizărilor inteligente. Această tehnologie în secolul 21. În primul rând, această tehnologie constă nu numai în produse, ci constă într-o soluție, într-un stil de viață. Acest stil de viață pornește de la integrarea tuturor elemente, atât electrice cât electronice, în cadrul aceleași interfețe de control. De exemplu, putem opta pentru un sistem integrat de control care controlează de la iluminat, jaluzele, climatizare, până la un sistem mai avansat, incluzând controlul media, audio, video, al interfoniei, supravegherii sau chiar al sistemului de alarmă. Deci cu tableta, în momentul de față, în prezent, nu mai stăm doar pe pagine de socializare, nu mai citim articole pe internet, ci pur și simplu putem să o folosim ca un element electronic care ne ajută să controlăm independent fiecare lucru electronic din casă. Corect? Absolut. Sistemele de automatizare sunt menite în a ne da un plus de confort, funcționalitate și securitate în viață și a putea controla și monitoriza absolut totul, atât de pe tabletă din intermediul reședinței, cât de pe orice parte a globului prin intermediul internetului. Bun, cum controlăm, de exemplu, lumina în momentul? Aici avem interfața casei. În cazul nostru avem această cameră, camera de living, unde avem controlul iluminatului. Aici vedem aceste lumini sunt aprinse, le stingem, le aprindem pe acestea, le aprindem și pe acestea înapoi. Vedem, sunt 23 de camere, de grade în casă, în această încăpere. Putem intra pe setări avansate. Aici putem controla inclusiv sistemele de răcire pe o bază automată sau pe o bază manuală, schimbând viteza conform preferințelor noastre. După aceea, putem merge pe controlul televizorului, care avem aici canalele preferate. Acestea le putem modifica. De exemplu, să spunem, nu mai ne place ProTV-ul. Schimbăm, adăugăm canalul 56, pe care este AXN-ul. Și dacă vrem să mergem acum pe Money Channel, putem să-l activăm din tabletă. Absolut. Procedura este similară, va fi pe numărul 1 de altfel Money Channel. Urmează să găsim iconița, este chiar aici. Money Channel-ul este pe poziția 1 în canalul nostru. Este conectat la... Aici nu avem... nu este cablul de televiziune tras, dar în condițiile în care era la apăsarea unui buton, apărea Money Channel-ul.
Da, sistemele inteligente care pun, să zic, își pun amprenta pe noi și în zi de zi o să avem nevoie la un moment dat de ele. O să ne întoarcem imediat după o pauză de publicitate și vreau să vorbim puțin despre consultanță imobiliară. Am tot auzit și tot văzut diferite articole pe această temă. Ce înseamnă consultanța imobiliară? Ce reprezintă? Care sunt costurile pe care le percepe o companie de consultanță imobiliară și mai ales care este cea mai bună strategie de vânzare pe care ți-o oferă o consultanță imobiliară în momentul în care vrei să vinzi ceva. Aflați imediat după pauza de publicitate. Ne întoarcem imediat. Continuăm discuția aici la Metropolis referitoare la consultanța imobiliară. Ce înseamnă consultanța imobiliară și ce presupun toate aceste servicii de consultanță imobiliară? Tocmai de asta l-am invitat alături de noi astăzi în studio pe Daniel Mitarcu, reprezentant manager la o firmă de consultanță imobiliară. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara! Domnul Daniel, consultanța imobiliară, mai vedem, nu știu, afișe peste tot. Compania X oferă consultanță imobiliară. Cam asta fac și agenții imobiliari, dacă stai să te gândești pe o parte, vând. Iau, preiau niște oferte, le vând, intermediază, te ajută să găsești cea mai bună soluție pentru tine, atât pentru vânzare, cât și pentru cumpărare. Acum, ce presupun serviciile de consultanță imobiliară? Da, e bine că sunt agenții imobiliari și bine că oferă consultanță imobiliară. Asta este. Ce presupun ele? În primul rând, presupune un efort de marketing, un efort de vânzare, un marketing asociat cu o forță de vânzare, de partea uneia dintre actorii din piață. Vânzător sau cumpărător. Vorbim de partea vânzătorului, vorbim de un efort de vânzare care înseamnă o promovare prin diverse canale. Canale care se obișnuiesc în piața imobiliară. Sunt canale online care funcționează destul de bine, sunt canale outdoor, sunt canale care țin de fiecare agenție în parte, fiecare birou de imobiliare în parte. E vorba de portofoliu de clienți, e vorba de efortul lor de a promova prin diverse tipărituri și așa mai departe. Fiecare agenție își face prin metode proprii o promovare. Efortul probabil nu se identifică în piață, se identifică rezultatul. Rezultatul este performanța de a vinde sau nu, sau a vinde mai bine sau mai prost o proprietate. Care ar fi cea mai bună soluție prin care poate să vândă un consultant imobiliar, o companie de consultanță imobiliară? Păi este... vorbim de toate mijloacele de marketing, toate canalele de marketing care sunt. Am măsurat, să știți că și noi ca și actori în piață, ca și să vă spun executanți în piață, am măsurat în diverse formule eficiența mijloacelor de marketing. Am măsurat și canalele online. Funcționează diferit pentru fiecare produs în parte. Anumite produse se vând mai bine online, anumite produse se vând prin afișare exterioară, anumite produse se vând numai prin relațiile companiei, prin rețeaua de clienți a companiei, fiind niște clienți dedicați. Deci nu există o soluție. E vorba de a apela la fiecare măsură, de a apela la fiecare mijloc în funcție de produsul care se vinde. Am înțeles. Cam care ar fi diferența între o companie de consultanță imobiliară și o agenție imobiliară? Strict agenția imobiliară care îți vinde un produs. Da, e o întrebare bună și ne gândim. Este o companie de consultanță imobiliară ceva mai mult decât o agenție. O agenție este vorba de o intermediere. E cumva o demarcație care se poate face la un nivel de specializare ceva mai înalt, să zicem mediu spre înalt. Ar trebui să se facă. O companie de consultanță oferă toate aceste servicii integrate. E foarte bine. Efortul de marketing este mult mai concentrat pe produs. Și atunci eficiența este una, să zicem, scontată într-un termen de timp, într-un termen mediu, în funcție de strategia de preț. Se face o strategie de preț, se stabilește un termen. Toate aceste măsuri, e vorba despre o strategie, ca o strategie de luptă pe piață. Sunt multe oferte, mai ales că acum presiunea la vânzare este destul de mare. Din ce punct de vedere? De ce spuneți că este destul de mare? Este destul de mare pentru că sunt produse care sunt afișate la vânzare, destul de multe, o cerere
Spre fericirea mea am văzut că se conturează o cerere. Pot să vorbesc de acum încolo, în această primăvară, de conturarea unei cereri destul de serioase pe ofertele de vânzare. Dar prețurile sunt totuși foarte mari, că se așteaptă un discount la prețurile finale undeva la 15-20%. Și asta, ca să spun în termeni mai puțin zoar, supără puțin vânzătorul care se reorientează pe acel produs. Ce se vinde cel mai bine în momentul acesta? Spuneați că piața începe așa ușor să se dezmorțească și tendințele sunt de creștere în următoarele luni. Cam ce se caută în momentul ăsta? Aș dori să fie tendințe de creștere. Deocamdată văd doar o nervozitate și ceva, o conturare a unor închideri de dealuri. Dar mi-aș dori să văd o piață în creștere, o piață nu neapărat ceva, nu neapărat dacă mă refer la prețurile de vânzare. Aș dori să fie o piață în creștere în volumul de tranzacționare. Dar ce se vinde cel mai bine? Cred că se urmăresc apartamentele în blocuri noi. Cu minimum de finanțare, așa cum menționați și v-am urmărit, cu minimum de finanțare, 20-25%, se poate ajunge, practic se dorește finanțare până la 50% din surse proprii pentru o stabilitate mai bună. Apartamente care, o cerere mare, apartamente până în 180.000-200.000 și vorbesc în prețul ăsta de 4 camere. Acum, nici nu vreau să pun o ștampilă pe piața asta. Deci nu vă duceți în zona. Nu vreau să fiu subiectiv. Sunt sigur că tot ce aș vorbi acum aș vorbi printr-o experiență personală și sunt sigur că există produse care se pot vinde. Cum am zis, există produse care se pot vinde. Revin la ce spuneam prima dată. Cu un marketing corect, o strategie corectă de vânzare, se poate vinde orice produs. Vreau să vă întreb, după ce parametri se ghidează un consultant imobiliar în momentul în care face o analiză a pieței și totodată se gândește că, domne, apartamentul ăsta merită să dai pe 150.000 de euro. Că vorbim despre niște sume, că spuneați undeva de apartamentele până în 200.000 de euro. Am spus că s-a conturat o cerere. Există și cereri pe segment mai... și există o cerere mai mare într-un segment mai mic. Există și cereri pe un segment mai mare. 300-400.000. Sunt apartamente care valorează. Sunt apartamente care valorau 700-1.000.000 de euro. Acum, probabil, valorează undeva... Și undeva, nu pot să spun, sincer, nu aș putea să spun, pentru că din punctul meu de vedere ar fi doar estimare de preț. Nu am capacitate de evaluare. Ar fi o estimare de preț. De ce mă întrebați? Că mă întrebați de ce trebuie brokerul să știe. Brokerul trebuie să știe cât valorează și cât poate să obțină, pentru că asta îi determină performanța lui. El se poate angaja într-un job de vânzare, își poate folosi mijloacele proprii pe care le are, pe care le știe, pe care le-a învățat, să vândă un produs. El, mai întâi de vânzare, trebuie să evalueze acel produs. Dacă îl evaluează corect, el poate să aibă succes. Dacă îl evaluează incorrect, creează o așteptare din partea proprietarului și fatalmente un insucces la termenul de vânzare. Până la urmă, dacă stăm să ne uităm puțin când vine vorba de orice tranzacție pe care o facem, trebuie să cerem un onorariu. Cât este profitul unei companii de consultanță imobiliară? Care ar fi punctul de tranzacție? Vorbim de un onorariu care se regăsește într-un venit. Un profit poate să conțină o parte din onorariul respectiv. Ce înseamnă o parte? În procent cât ar veni în 100%? Vorbim de un venit. Venitul la noi se contorizează în procente din vânzare. Sau se poate negocia. Am văzut sau avem propuneri de aceste joburi la un preț fix, indiferent de pe termenul respectiv, e un preț fix la vânzare. Un preț fix, o parte variabilă mai mică din prețul de vânzare. Sunt și aceste joburi securizate într-un alt fel. Tradițional pe piață se discută de un procent. Clasicul între 1 și 3%. Acum depinde, tot acest procent între 1 și 3% reprezintă un cost al acestei tranzacții. Cost care se poate fi suportat de vânzător sau de cumpărător. De obicei, în mod tradițional, încă o dată, vă spun, în piața românească se percepe și din partea vânzătorului și din partea cumpărătorului comision. Nu recomand sau recomand altceva, pentru că în final tot acest cost, comision, că se împarte între cumpărător și vânzător, că se plătește doar de vânzător sau doar de cumpărător, reprezintă un cost al acelei tranzacții și se regăsește cumva în prețul final al tranzacției.
Am înțeles. Vreau să mă întreb cam cât durează vânzarea unei locuințe, unui apartament cu 3 camere în momentul acesta, de când preluați practic și companie de consultanță imobiliară, preluați o locuință, cât timp durează până se vinde? Aș vrea să nu fiu așa misterios, să nu vă spun că durează în funcție, deci chiar aș, credeți-mă că aș vrea să nu vă spun că durează în funcție de prețul de vânzare, de strategia de preț stabilită de vânzător, de calitatea apartamentului și de forța de marketing implicată. Dar haideți să vedem, ar trebui să vă spun niște date concrete. Un apartament corect pus pe piață, într-o zonă premium, în capitală, dar un preț corect pe piață. Vă spun, acest preț este subiectul negocierii între broker, este asumat de broker, ține de performanța lui, este propus de vânzător, care ține de și ține în final de așteptările lui. Da, nu aș vrea să fiu așa misterios, să vă spun că depinde de o grămadă de lucruri. Dar vă spun, un preț corect, un apartament în segmentul premium, un preț corect, undeva în centrul capitalei, acum ar trebui să se vândă undeva între 3 și 6 luni. Deci cam 3-6 luni de zile pentru vânzarea unui apartament într-o zonă bine, mai implicat și norocul omului, știți cum e. Și asta e. Da. Și cine atrage norocul aici? Consultantul imobiliar sau proprietar? Da. Vreau să vă întreb cum vedeți această piață de consultanță imobiliară? Este ea o piață bine dezvoltată la noi în România? E o piață dezvoltată, putem să o asemenim cu piața imobiliară. Este dezvoltată și cum este dezvoltată piața imobiliară. Eu cred că o să segmenteze, o să specializeze. Ce aș aștepta, dacă este dezvoltată suficient, probabil este dezvoltată mai mult în volum. Aș prefera să se specializeze mai mult în vânzarea de apartamente în segmentul instrucțiunilor exclusive. Asta ține de cultura proprietarilor, vânzătorilor. Vânzătorii își instruiesc, de obicei au senzația că au mai mult succes în piață dacă instruiesc 4, 5, 6 brokeri. Câteodată vă spun că această instrucțiune multiplă pe piață poate să funcționeze împotriva proprietății. Cum ar putea să funcționeze împotriva celui care vine și scoate la vânzare? Păi, odată ce sunt 4-5 brokeri, brokerii respectiv sunt în concurență pentru a vinde o proprietate. Corect, pentru a-și lua comisionul. A-și lua comisionul. Ce se întâmplă în cazul în care proprietarul anunță un preț de închidere pentru celălalt broker? O să încerce să forțeze. Da? O să încerce să forțeze ca să nu vă spun că poate să încerce să manipuleze prețul respectiv. Aș prefera să se lucreze în sistemul acesta, mai ales că sunt efortul de vânzare pe care o să vedeți că pe piață o să fie instruiți 4-5 brokeri. Ei o să facă un efort de vânzare care o să fie similar. Probabil o să publice proprietatea de 4-5 ori pe anumite site-uri, o să o marcheze de 4-5 ori cu nu știu câte bannere și atunci bugetul ar fi un buget multiplicat pe cei 4 brokeri. Aș recomanda probabil o selecție a brokerilor. Dacă vrei să vinzi o proprietate și ai o proprietate, mai ales o proprietate ceva mai elevată, aș prefera să se facă un interviu cu brokerul respectiv, să se identifice competența lui. Dacă s-au mai făcut tranzacții, dacă a avut clienți care să fie în segmentul respectiv de ofertă. Și să se intervieveze respectivii brokeri. Cum promovează acea proprietate? Ulterior, după acest interviu, ar trebui ales. De preferat un singur broker, dacă nu există o încredere. Încrederea rezolvă foarte mult în piața asta. Nu există încredere, poate 2 brokeri maxim, dar ideal ar fi un singur broker care a dovedit experiență, competență și care satisface nevoile de promovare ale proprietarului. Și respectivul broker ar trebui să promoveze proprietatea în piață, neexcluzând colaborarea și cu ceilalți, pentru că e posibil ca ceilalți să furnizeze clienți. Dar o reprezentare așa este o reprezentare sănătoasă. Asta cu exclusivitate totală, să rămână măcar la o companie de consultanță imobiliară. Măcar pe o perioadă limitată. Până de când?
3 luni, 6 luni în funcție de așteptarea de, și pe, în funcție de prețul promovat. Vă dați seama că un broker ține foarte mult și la performanța lui. Dacă nu rezolvă un job de genul ăsta, n-ai rezolvat unul, n-ai rezolvat două joburi, se atragi niște critici pe piață. Nu poți să, și ținând la performanța lui, va trebui să-și negocieze și un preț de vânzare și un termen de vânzare normal cu proprietarul pentru a putea reuși să facă ceva. Până la urmă, de asta depinde și venitul lui în compania respectivă. Dacă ați alege o măsură bună de promovare în acest moment pentru companiile de consultanță, luând de afară și implementând-o la noi, care ar fi aceea? O măsură bănuiesc că de obicei noi ne luăm după niște repere internaționale, da, când vine vorba de multe lucruri la noi în țară. Dom'le, ne uităm la aia că aia sunt mai deștepți ca noi, dar de fapt nici ei, nici noi n-am inventat apa, a inventat-o altcineva mai de mult. Dar ca idee, tot timpul importăm de acolo niște idei care să ne faciliteze pe noi în munca pe care o avem. Să știți că am ajuns la această concluzie cunoscând metodele de afară și asta este o metodă, adică e o practică importată în piața anglosaxonă. Dar este benefică și de ce? Nu neapărat, nu trebuie să iei toată o piață de aici, să o pui aici. Asta e jocul, jucați așa. Dar măcar o idee, un principiu care te-ar putea ajuta, ai putea să-l importi. Ai putea să-l discuți măcar. Nici măcar nu vreau să-l import. O să am în companie joburi exclusive, neexclusive, nu o să refuz joburile neexclusive. Dar am consemnat o performanță pentru joburile exclusive și plus de asta motivația brokerului de a-și face treaba. El este cumva oglinda lui, eu cumva insigna lui acolo. El și-a făcut treaba pe jobul ăla. Că poți să-l măsori. Să-i măsori competența. Să-i măsori productivitatea. Domnul Anil, m-ați lămurit cu o chestie. Mi-a plăcut până aici. M-ați lămurit și m-ați convins în continuare că o exclusivitate îți poate aduce multe satisfacții, asta dacă găsești într-adevăr echipa bună care cu care să te înțelegi și care să te ajute să-ți vinzi produsul în termenul X și să găsești în înțelegerea în exclusivitatea respectivă. Până la urmă, cel care își o asumă este proprietarul. El își asumă echipa, el își asumă exact ca și cum și-ar angaja o forță de vânzare. Am înțeles. Perfect. Mulțumesc frumos pentru prezență. Mult succes în continuare în piața asta așa tulbure și în viața asta de imobiliare și cu toată agitația. Mult succes și vă mulțumim pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație. Noi o să continuăm emisiunea după o scurtă pauză de publicitate, timp în care puteți să dați o fugă până în bucătărie, să vă faceți o cafea, după care să vă întoarceți să vedeți alte bucătării pe stilul minimalist. Și cât costă o bucătărie, spunem noi, internațională. Ne întoarcem imediat după publicitate. De la consultanță imobiliară și companiile de consultanță imobiliară, zic să trecem acum la zona de bucătărie. După cum vă spuneam la începutul emisiunii, cam 60-70% din timpul nostru ni-l petrecem în bucătărie. Fie că bem o cafea, fie că luăm micul dejun, cina, sau ne întâlnim în seara acasă după o zi de muncă cu familia. Importantă este foarte mult bucătăria și când vine vorba de alegerea unui apartament, femeile hotărăsc dacă rămâne stilul reprezentativ acelei bucătării sau nu. Astăzi la Metropolis vă prezentăm stilul minimalist. Imediat după material o să aflăm de unde a pornit această cultură pentru stilul minimalist în bucătărie și cam care ar fi costurile unei asemenea bucătării. Până atunci vă las să urmăriți materialul și ne întoarcem și cu cel de-al doilea invitat. Tendințele anului 2014 în domeniul amenajărilor interioare dictează o schimbare radicală de macaz în decorul bucătăriilor. Specialiștii în design susțin că îndrăgitele bucătării tradiționale, inspirate de stilurile rustic, country sau Provence, la mare căutare în ultimii ani, vor fi umbrite anul acesta de cele amenajate în stil modern minimalist. Motivul este simplu, spre deosebire de bucătăriile tradiționale încărcate,
pline de accesorii și elemente decorative expuse la vedere, cele minimaliste sunt definite de simplitate, fiind și mult mai ușor de întreținut. Sobrietatea unei bucătării minimaliste poate fi subliniată cu ajutorul finisajelor în nuanțe de gri și alb. Pentru pardoseli se poate alege gresie, dușumea, parchet sau piatră naturală de culoare gri, iar pereții pot fi zugrăviți în alb. Alte finisaje care pot completa decorul unei bucătării moderne, sublinindu-i liniile severe și designul minimalist, sunt piatra naturală, cărămida sau chiar lemnul. Cuarțul este materialul care înlocuiește tradiționalele blaturi de lucru din granit. Disponibile într-o varietate mare de culori, blaturile din cuarț compozit au o mulțime de calități, cele mai importante dintre acestea fiind aspectul deosebit și lunga durată de viață, cuarțul fiind mai rezistent decât piatra naturală, după cum ne asigură producătorii. Deși moderne, chiuvetele de inox pierd teren în fața chiuvetelor din material compozit, același cuarț recomandat în alegerea blatului de bucătărie. Mai mult, pentru completarea aspectului minimalist al bucătăriei, designerii aleg blaturile din compozit de piatră cu chiuvete integrate, realizate la comandă. Culoarea vedetă a anului 2014 pentru mobila de bucătărie este fără îndoială nucul, urmată de cireș, arțar, arin sau tonuri deschise de crem, fildeș sau bej. Dulapurile, nuanțele de mai sus, arată foarte elegant pe fondul finisajelor alb și gri, pe care le dictează trendul anului în curs. O altă caracteristică a bucătăriilor minimaliste moderne sunt dulapurile suspendate cu uși din sticlă mată, care contribuie la mărirea vizuală a spațiului, reflectând în același timp lumina. Designul minimalist al bucătăriilor impune eliminarea tuturor elementelor decorative pentru a obține un spațiu cât mai degajat și mai ușor de întreținut, astfel încât ușile și sertarele dulapurilor vor fi dotate cu sisteme de închidere și deschidere prin apăsare. Tot pentru degajarea vizuală a bucătăriei, se vor căuta soluții de integrare și de mascare a tuturor obiectelor electrocasnice în mobilierul minimalist. Partea a treia de emisiune ar trebui să fie special dedicată doamnelor care vor să-și remobileze bucătăria și camerele. Și tocmai pentru asta am chemat o doamnă să ne lămurească cu privire la acest stil minimalist de bucătărie. Doamna Ioana Cojocaru, manager showroom Mobile, bună seara, bine v-am găsit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Mobilier minimalist. De unde e ideea de mobilier minimalist? Să spunem că minimalismul a intrat întâi în arhitectură și ulterior efectiv în zona de mobilier și de design interior. Ca și inspirație inițială, totul provine din cultura japoneză, adică ideea de minimalism pleacă de la Zen, în primul rând, de la cultura și arhitectura japoneză, care este foarte simplă. Arhitectura tradițională japoneză este foarte simplă. Dacă ați văzut, nu știu, vă dau ca și exemplu doar Palatul Imperial din Tokyo. Este pe un singur nivel, un acoperiș foarte simplu, o intrare foarte simplă pe care nici nu o depistezi dacă treci, nu știu, foarte în grabă. Deci totul a plecat, să spunem, de la japonezi. Cultură care, na, este destul de renumită în lume, cultura japoneză. De aici, în aproximativ, să spunem, pe la jumătatea secolului XVIII, a ajuns ideea de minimalism, a ajuns întâi în America, de unde ulterior s-a răspândit, pe la jumătatea secolului XIX a intrat și în Europa și a intrat chiar și în ideea de mobilier, a trecut de la arhitectură la mobilier. Să zicem, ca și moto de început a fost less is more, adică cu cât mai puțin, cu atât mai bine, ca și idee de bază, de pornire, să spunem. Și de aici tot ce s-a întâmplat în mobilier a fost practic ca și răspuns a încărcăturii și a mobilierului pe care le știm foarte bine din secolele 16-17, că era foarte, nu știu, foarte înzorzonat, foarte, cu foarte multe detalii. A fost ca un fel de răspuns la tot ce a însemnat ideea aceea, a fost o bogăție mare la nivel de design. Bun, și a venit la noi România. Cum au reacționat clienții de la noi românii când a venit vorba de alegerea acestui stil minimalist și implementarea lui într-un apartament de 60 de metri pătrați, cu două, trei camere? Ideea, în mod logic, a fost destul de bine primită, pentru că, să spunem, cu cât un spațiu este mai mic sau cu cât avem la dispoziție mai puțin spațiu,
Chiar și aceasta este una dintre componentele minimalismului, ideea de open space. Cu cât avem mai puțin spațiu, cu atât suntem tentați să fie să distrugem dintre pereții interiori și să avem mai puțini pereți care să ne separe spațiu, adică din nou să devină totul mai puțin, mai puțin. Ei, într-un spațiu mic, într-un apartament cu două camere sau trei camere, atunci când vedem puține piese de mobilier și alocăm mai mult, nu știu, importanță spațiului în sine, chiar avem impresia că dintr-o dată apartamentul poate nu mai este atât de mic cum l-am perceput înainte. Adică ne jucăm mai mult în două planuri, chiar dacă le combinăm, nu știu, în general se merge pe combinarea verticalului cu orizontalului, avem doar această combinare de planuri pe care s-o vedem tot timpul și nu o multitudine de alte repere de care să ținem cont și care să ne înghesuie spațiu, efectiv. Deci cred că din acest punct de vedere a fost bine recepționat. Dar din punct de vedere al prețului, că aici vin cu întrebarea de care foarte multe persoane cu care stau de oră fug când vine vorba de a discuta în fața camerei. Dom'le, nu prea mă întrebați de prețuri, așa că n-aș ști cum să vă... Nu, stabilim niște limite de preț, că probabil poate cineva acasă și spune, băi, știi că m-am cam săturat de mobilierul pe care l-am acasă în bucătărie și chiar, uite, îmi place stilul minimalist, vreau să îmi cumpăr și eu. Cât m-ar costa pe mine să-mi fac și eu la mine în bucătărie un asemenea mobilier? Ce să spun, minimalismul nu înseamnă neapărat niște finisaje extraordinar de prețioase și un concept care să fie, nu știu, cu semnătură de designer sau... Deci o bucătărie minimalistă, dacă e să vorbim strict de bucătării, putem să o facem la fel de bine și într-un cost mic, într-un preț mic, într-un preț acceptabil, să zicem, pentru un proprietar de apartament cu două camere, dar poate fi și ceva mai spectaculos, se merge mult pe ideea fără mânere, eliminarea golelor efectiv, adică percepția aceea de monobloc, dacă vorbim de o insulă în bucătărie, care monobloc poate fi dintr-un granit, dintr-o piatră, chiar din elemente și din materiale speciale. Aici și atunci prețul merge sus. Corect. Exact. Și avem un preț de plecare, deci, și unul, da, de pornire. Nu știu, minimalist de pornire, nu înseamnă neapărat scump. Asta este ideea. Un preț de pornire, nu știu, pentru... Vreți să vă dau un exemplu de preț pentru o bucătărie de 3 metri liniari sau... Vă rog, da. Ce să zic, pentru o bucătărie liniară de 3 metri, cred că se poate face o bucătărie minimalistă reușită în, nu știu, 2.000-3.000 de euro. Deci ceva aproximativ de 100 de milioane de lei vechi, 3.000 de euro, să spun 2.000 și ceva. Da, vorbesc în euro pentru că, în general, mobilierul este importat. Nu știu, probabil că se lucrează și cu mobilier produs în România, dar în general este importat și de aceea, nu știu, îmi găsesc mai ușor reperele în euro, să zicem. Am înțeles. Ca vorbeam puțin mai devreme despre materiale, marmură, granit, elementele pe care le-am și văzut la dumneavoastră în showroom când am fost la ultima filmare. Vreau să vă întreb, spuneți că se evită folosirea mânerelor. În momentul acesta, dacă stai în bucătărie și gătești și inevitabil pui mâna pe tot felul de ingrediente, când pui mâna pe dulap, să nu rămân urmele acolo? Evident că rămân. Tocmai de aceea ideea este, în primul rând, de a crea o bucătărie foarte ergonomică, astfel încât în momentul în care încep să gătesc, să mă asigur că tot ceea ce folosesc în timp ce gătesc, de aceea s-au inventat și noile ergonomii ale bucătăriei, unde am totul deschis în timp ce gătesc, am totul la îndemână, totul deschis, iar în momentul în care am terminat de gătit, este suficient să închid două uși și mi se închide efectiv bucătăria. A, deci toate au o legătură între ele, nu deschizi una, da, o închizi pe alta. Da, da, exact. Adică noua ergonomie înseamnă sistem de, să zic, de corpuri cât mai mari, unde să nu trească să deschid trei sertărașe mici, ci poate doar un sertar foarte mare. Adică se merge pe, ce să zic, nu știu cum să vă explic, pe... Mai mult pe longitudine. Mai sau... mult pe longitudine, dar din punct de vedere practic, adică nu neapărat ca și idee estetică, ca și idee de design,
ci mai mult ca și idee pur și simplu practică, funcțională. Vorbim despre o piață de lux acum. Ne închidem puțin ochii când vine vorba despre suma asta, 2000-3000 de euro pentru o bucătărie de 3 metri liniar și ne uităm puțin în zona segmentului de lux. Cum este în acest moment văzută pe piața din România în primăvară? Sunt comenzile deja, au început oamenii să caute, se interesează mai mult de oferte față de anul trecut. Vreau să văd dacă pe segmentul de cumpărare de apartamente deja piața ușor se mișcă și oamenii încep să acceseze. Pe zona de mobilier, cum simțiți dumneavoastră? Trendul este, să spunem, sau la ce resimțim noi, poate ceva subiectiv. Într-adevăr, către segmentul premium, adică în general comenzile care se fac pe ultima jumătate de an, luând în calcul ultimele 6 luni, sunt mai mult bucătării premium, bucătării cu materiale prețioase, bucătării deosebite, efectiv, care să creeze un efect atunci când sunt instalate. Și mai puțin pe zona aceasta de entry level, să spunem, unde și acolo se poate face un design reușit cu bugetul pe care l-am menționat. Că vorbim de un segment premium, ați putea să-mi spuneți suma cu care a fost tranzacționată cea mai scumpă mobilă anul trecut? Segment premium, cred că undeva la 53.000 de euro. 53.000 de euro. O bucătărie generoasă ca și spațiu, o bucătărie mare, complexă ca și dotare, adică, nu știu, ca și aparatură de la un wine cooler de 80 de sticle, cuptor cu abur, sertare calde pentru încălzit farfurile și ceștile de espresso, adică și cu o super dotare, funcțional vorbind, dar și cu materiale prețioase, că menționați granit și sticlă și... Deci s-a vândut această piesă de această mobilă, pentru ce suprafață era? Suprafața era la 30 de metri pătrați, deci o bucătărie măricică, spunem. 53.000 de euro, cât prețul unui apartament cu 2-3 camere, chiar da, într-un bloc nou. Clientul era român, de curiozitate. Da. Într-un... Da. Bun, care sunt tendințele pentru viitor? Cum simțiți în următoarea perioadă ascensiunea mobilierului minimalist? Da, ce să zic, aici evit să mă pronunț, pentru că în ultima vreme piața a fost absolut impredictibilă și nu știu ce să vă spun. Așa se simte o tendință de creștere în direcția premium, dar nu putem să știm dacă e ceva care va fi consolidat pe parcursul anului 2014 sau este doar, nu știu, un val care trece peste noi. În ultima vreme cam așa se întâmplă, sunt tot felul de... Am înțeles, suișuri și coborâșuri. Exact. Pe lângă stilul minimalist, cu ce altceva se mai confruntă acest public, acest segment? Când vine și comandă clientul la dumneavoastră segmentul minimalist, vă întreabă și dacă puteți să-i puneți, nu știu, alte accesorii în plus, dar care deviază puțin de la acel stil? În general, clienții nu vin cu această cerere explicită. Adică nu cred că au trasate atât de bine în cap ideile generale ale locuinței lor, ideile de design. Și atunci, mai degrabă, le tragem noi cuvintele cu cleștele din gură, încercând să aflăm ce este prevăzut în restul spațiului, dacă este vorba de un open space sau ce este gândit în restul apartamentului sau casei, dacă e vorba de casă, pentru a încerca să-i ghidăm noi către un stil anume. Rar vine cineva și spune aș vrea o bucătărie minimalistă sau... De obicei, cine vine și comandă? Bărbații sau femeile vin și dau comenzi? Chiar vreau să punctez treaba asta la început, când ați spus că doamnele se ocupă de bucătării. Se întâmplă, cred, cam în 50% sau mai mult de 50% din cazuri să ne întâlnim cu bărbați care vin și tratează foarte serios și foarte riguros subiectul bucătăriei. Fie pentru că gătesc, fie pentru că... Nu știu, sunt puțin mai tehnici și atunci simt altfel la nivelul dimensiuni și așezare în spațiu și atunci li se trasează lor această sarcină. Fie, nu știu, și împart în familie camerele și se ocupă parțial femeia de...
nu știu, dormitoare și living-uri și bărbatul de la bucătărie. Dar se întâmplă, că... da, se întâmplă destul de frecvent să vină bărbatul întâi, ulterior cu soția, dar el este cel care vine și, să zicem, gestionează latura asta. Am înțeles. Uite, eu chiar mă gândeam, zic, uite, în mare parte femeile vin și dau comandă și spun, uite, aș vrea bucătăria să fie așa, de dressing și asta, nu mai zic că mă ocup tot eu, și bărbații ce mai aleg? Patul probabil să fie mai mare și să aibă loc acolo și spațiu, un balcon să-și pună și o bicicletă sau ceva de mers. E bine că a lămurit și această problemă. Noi vă mulțumim frumos pentru prezență și ne-am lămurit puțin cum e treaba cu stilul minimalist. Mult succes și spor la vânzări în acest an, care se anunță a fi unul destul de agitat pe piața imobiliară și în zona tranzacțiilor. Mulțumim. Doamnelor, domnilor, noi aici punem capăt emisiunii Metropolis în această seară. Rămâneți în continuare alături de The Money Channel. Urmează principalele știri economice ale zilei, așadar rămâneți cu The Money Channel și noi ne întâlnim pe pagina noastră de Facebook. Până atunci, o săptămână plină de alegeri inspirate să aveți.